Prințesă, ce faceți? O emisiune pentru Luna, ca să nu se plictisească! Desigur că faceți! Puteți mai încet, vă rog? Sigur, Rick! Urmează internul nostru, Brock, care observă ce se întâmplă în regat noaptea târziu, în segmentul numit Străzile Nopții cu Brock! Hoc, cântă ceva rock pentru piatra noastră, Brock! Este ora rockului! Străzile Nopții! Străzile Nopții! Străzile Nopții! Cu Brock, adică eu, și sunt pe străzile regatului să văd ce se întâmplă noaptea. Trebuie să intervievez pe cineva, dar se pare că toată lumea doarme. Ce bine că Unikitty mi-a dat cheile regatului. Străzile Nopții! Hei, sunt eu, Brock! Vrei să dai un interviu? Ah, vai de mine, ești acolo! Aceste flori sunt ale mele! A trebuit să chem poliția florilor! Fugi, frate, fugi! Străzile Nopții! Privește, Străzile Nopții cu Brock! Care-i treaba? Dorm, pleacă de aici! Scuze! Vise plăcute! Străzile Nopții! Pleacă! De ce este atât de mult zgomot? Hei, trebuie să intervievezi pe cineva sau stagiatura mea va fi inutilă! Super! Acela e Sandman, cel care îi adoarme pe toți! Haideți, să-l intervievăm! Străzile Nopții! Hei, cum ai intrat? Mi se pace! Hei, Sandman! Bine, deci, ce pui tu în formula ta magică de nisip? Nimic! Eu nu fur nimic! Mi se pace! Înapoi la tine, Unikitty! Străzile Nopții! Mi se pace! Wow, să le aplaudăm pe Brock! Bine, vom lua o pauză și ne vom întoarce cu un invitat special! Pune o melodie, Hocodel! Da! Este timpul pentru pauză! Uite niște produse care sunt bune! Eu am scris cântecul! Salutări! Eaglelator este aici, inamicul lui Hocodile! Dacă ești un tip dur, profesionist ca mine și ai probleme în exprimarea sentimentelor, ai nevoie de... lacrimi de tip dur! Este făcut din lacrimi reale și îți va crește emoțiile până la 2000%! Cumva ai fost învins într-o luptă de inamicul tău? Lacrimi de tip dur! Senseiul tău te-a trădat pe tine și principiile tale? Lacrimi de tip dur! Ți-a fost răpită familia de bandiți și nu mai ai timp să-i găsești? Lacrimi de tip dur! O picătură din această formulă în ochi și vei avea un plâns bun și sănătos, chiar și când nu știi cum! Wow, tipule, ce tare e că te poți exterioriza atât de bine! Nu plâng! Sunt lacrimi de tip dur! Bine ați revenit la emisiune, prieteni! Și avem niște segmente foarte interesante pentru voi! Hei, Hoc, unde este muzica? Am stricat toate instrumentele! Dar avem nevoie de muzică! O ajut eu! Du-du-di-di, ne-am întors! Aceasta este melodia! Frumos! Și vorbind despre muzică, avem un segment special pentru voi! Camioneta fantastică de muzică! Unde un invitat norocos va fi ales aleatoriu să cânte o melodie în camioneta! Și câștigătorul din seara asta este... Maestrul Brown! Ce se întâmplă? Lăsați-mă în pace! Ce se întâmplă? Hei, Maestre Brown! Ai vrea să joci un joculeț? Oh, wow! Chiar trebuie să reglezi boxele! Despre ce vorbești? Cine conduce mașina? E teleghidată! Pentru siguranță! Acum cântă ceva! Să cânt? Ce vrei să cânt? Ce zici de melodia la mulți ani? Nu vreau să cânt! Să tu cântăresc groaznic! Trebuie să cânti! Să nu vei părăsi camioneta! Bine, în regulă! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Cântă îngrozitor! Îl voi ajuta! Urăsc asta! Bine, Maestre Brown! Urăsc asta și mai mult! Cântă cu mine! Va fi amuzant! Vreau să plec de mașina asta! Numai după ce cânti melodia! Ha? Drum închis! Bine, bine! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Hai, stai! Nu e ziua mea! Asigur că e! La mulți ani! Pa! Stai! Nu mă lăsa aici! Wow! Aplaudați-l pe sărbători, prieteni! La mulți ani!